Care este cea mai mare realizare a dumneavoastră? Cea mai mare realizare a mea este familia mea. V-am spus, am 3 fete, am un soț deosebit, am făcut și o casă, am plantat și câțiva copaci, mi-am făcut și cariera și cred că acum e vreme și de politică. Primul lucru pe care l-ați face din postura de primar al orașului Jibou, care ar fi acela? Aș evalua situația orașului, aș asculta doleanțele cetățenilor și aș încerca să rezolv în funcție de priorități. Cum vedeți dumneavoastră orașul Jibou în următorii ani? Orașul Jibou, poate sunt eu un pic optimistă, dar are un potențial uriaș pentru dezvoltare. Atât industrială, cât și turistică. Noi deținem grădina botanică, avem câteva castele, se poate dezvolta. Totuși, eu îl văd un oraș cu oameni liniștiți și fericiți.